numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! S-a început cu o cântare atât de frumoasă, atât de minunată și atât de potrivită, pe care fratele Traian a scris-o și a cântat-o cu lacrimi. Ce bine-i printre voi, iubiți și dragi, sufletului meu! Doamne, nu există pe pământ, pentru mine și poate și pentru frățile voastre, un loc mai fericit decât între frați, decât la biserică, decât între cei cu care ne-am legat pe pământ ca să ajungem în cer. Sărbăm sau comemorăm de această dată 100 de ani de la nașterea fratelui Traian și 25 de ani de la plecarea lui. Suntem așa de nevrednici cu prezența noastră la acest lucru, pentru că diferența dintre noi și el e așa de mare. Mi-aduc aminte, odată cu ocazia unei vizite într-o familie, la plecarea fratelui Traian, unul dintre copilași de 4 ani, îi spune tăticului și mămicii: tăticule, când mai vine Domnul Iisus pe la noi? Părintele s-a uitat în ochii copilului și abia apoi a înțeles că și copilul văzuse în ființa fratelui Traian pe Domnul Iisus. Așa a fost fratele Traian printre noi. A fost Domnul Iisus al secolului 20, care, călcând pe urmele Domnului Iisus, călcând pe urmele înaintașilor și sfinților, călcând pe urmele părintele Iosif, a putut să spună și el și alții despre el: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și noi, fiecare dintre cei care suntem aici, am pus un legământ să facem voia Domnului și să ne mântim sufletele noastre. Cât am împlinit noi oare din acest legământ? Cât am făcut noi dintre ceea ce noi am simțit că trebuie să facem? Și cât am făcut noi din cât ar fi trebuit să facem în fața lui Dumnezeu? Mulțumim Domnului că ne vedem încă o dată. Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta frumoasă și pentru tot ceea ce va urma în această zi. Căci simt și cred că fratele Traian n-a plecat dintre noi definitiv, ci el este cu noi, așa cum credem noi despre toți cei care au plecat și despre Domnul Iisus, care a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo cu unde sunt eu să fiți și voi. Și fratele Traian nu s-a dus să rămână acolo, ci îl simțim prezența lui printre noi. Îl simțim cum ne-a adunat din țara întreagă și despre, din celelalte țări care au venit la comemorarea lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că își vedem acest lucru, așa cum spunea unul dintre sfinți sau scriitori, căci minunea cea mare nu-i să vezi sfinți, ci să-ți vezi păcatele. N-am fost la Sibiu în anul acesta, dar am auzit că aproape 50 de persoane și-au văzut păcatele și s-au înrolat în oastea Domnului, îngenunchind lângă crucea părintele Iosif. Iată că sfinții noștri, așa cum comemorăm astăzi sfinții români, printre care din toată inima cred, chiar dacă nu sunt canonizați, sfinții oastei Domnului,
vin printre noi și ne ajută și ne trezesc și ne aduc aminte să ne purtăm așa, ca să fim vrednici să ajungem și noi lângă ei și lângă Domnul. Slăviți să fie Domnul! Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh! Amin! Amin.